Bună ziua, putem începe? Domnul Cazan, vă rog. Mulțumesc, stimată domnul prim-ministru, stimați membri ai guvernului. La ședința de azi absentează motivat domnul Năstase, este în deplasare. Ceilalți membri ai guvernului sunt prezent, ședința este deliberativă. Vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. Haideți să aprobăm ordinea de zi pentru această ședință. Dacă sunt propuneri pentru modificarea agendei. Stimată doamnă prim-ministru, împreună cu colegi, cu doamna ministru de la Ministerul Finanțelor, propunem să retragem punctul 12 pentru proiectul hotărârii de guvern pentru modificarea anexelor numărul 1 și numărul 3 la hotărârea de guvern numărul 284, privind aprobarea uniformei, însemnelor și normelor de echipare și cu uniforma ale polițiștilor. Mai avem de lucru cu Ministerul Finanțelor. Mai aveți de făcut calcule sau de identificat resurse? De făcut calcule. Asta este numărul 12. 12. Am notat. Alte propuneri la agenda? Și o să vă rog să includem pe agenda o propunere de rechemare a mai multor ambasadori și consul general pentru că le-a expirat termenul de aflare în funcție. Asta este la primul subiect, din câte știu eu, la problema cadrelor. Doamna ministru? Bine. Alte propuneri? Punctul 17, suplimentar, asta este deja inclus în agenda? Sau, da, asta este inclus, nu trebuie să se facă o altă propunere. Dacă nu mai sunt alte propuneri de modificare a agendei, vă rog să votăm pentru aprobarea ordinii de zi. Cine este pentru? Împotriva? S-a abținut? Vă mulțumesc. Înainte să trecem la problema cadrelor, aș vrea să încep, din păcate, iarăși cu un subiect care ține de irosirea banului public, să nu spunem chiar excrocherie, și anume este vorba despre proiectul Arena Națională, despre care cunoașteți cu toții. Din analizele pe care le-au făcut, au reușit să le facă colegii mei, se pare că avem probleme serioase acolo. Știam și până acum că avem probleme serioase, dar la prima vedere e vorba iarăși de o excrocherie, se pare. În primul rând, nouă nu ne este clar cum s-a făcut estimarea costului acestui proiect, pentru că nu s-a găsit niciun document justificativ pentru aceste costuri. Se creează impresia că suma de 43 de milioane de euro evaluată pentru acest proiect, stabilită pentru acest proiect, s-a luat din pod. Nu s-au găsit, cel puțin până acum, documente justificative pentru a clarifica cum s-a ajuns la această sumă. Pe parcurs s-au mai schimbat lucrurile și acum costul acestui proiect este de 44,5 milioane de euro. Și riscurile, evident, sunt în acest caz că costul real să fie mai mic decât ceea ce cheltuie statul Republica Moldova pentru acest proiect. Al doilea subiect, al doilea semn de întrebare ține de terenul care a fost alocat pentru acest proiect. A scris și presa înainte de asta. În continuare, nu este clar de ce trebuia să se aloce 69,2 hectare de teren pentru acest proiect, în situația în care construcția nemijlocită a ocupat doar sau ocupă doar 10 hectare. Întrebarea este ce e cu celelalte hectare, care sunt foarte multe. Doar de la neincluderea în proiect a costurilor de schimbare destinației terenului, din teren agricol în teren pentru construcții, statul a pierdut 90 de milioane de lei, deci această sumă nu este inclusă ca contribuție a statului. În schimb, am aflat că taxa notarială a fost plătită de stat, așa cum se cere, 400.000 de lei care au mers în buzunarul notarului personal al lui Vlad Plahotniuc, și anume Olga Bondarenko.
Mai sunt alte lucruri surprinzătoare. Contractul a fost semnat pe 24 august 2018. În aceeași zi a fost publicată în Monitor Oficial legea care a permis semnarea acestui contract. Deci sincronizarea asta, operațiuni care se întâmplau la diferență de câteva minute, trezește foarte multe semne de întrebare. Dacă mă întrebați și dacă vă interesează cine a propus amendamentul care a permis semnarea acestui contract, vă spun, este vorba de deputatul PD Andronache, despre care am auzit și în cadrul altor tranzacții dubioase cu bani de la stat. Și, respectiv, prin această lege s-a stabilit că obiectul poate fi preluat de partenerul privat în contul datoriilor. Cumva s-a anticipat că se va ajunge la datorii și acest obiect va ajunge în mâinile altui proprietar. Termenul de garanție a construcției conform contractului de parteneriat este doar de un an de zile. Deci statul, noi cu toții investim 44 de milioane de euro, iar garanția pentru acest proiect de anvergură este doar un an de zile. Ne întrebăm cei care au negociat contractul ce au avut în gând când au formulat asemenea condiții din numele statului. Și concluzia pe care o fac eu, pornind de la informațiile pe care le dispunem acum, este că acest proiect a fost gândit ca o schemă care, într-un final, să ducă la preluarea de către anumite grupuri de interese a bunului și a terenului care a fost alocat pentru acest proiect. E mult încă de analizat și de investigat. Eu vreau să solicit Ministerului Educației, doamna ministru, să faceți un demers către Ministerul Finanțelor și Ministerul Economiei pentru ca să se efectueze o revizie financiară și tehnică la tot ce s-a întâmplat până acum în cadrul acestui proiect și să vedem cum corectăm lucrurile mai departe, eventual să formulăm către organele de drept o solicitare pentru a investiga deciziile celor care au fost implicați în acest proiect, ca să nu-i zic încă schemă de corupție. Un alt subiect pe care vreau să-l aduc aici în discuție, am vorbit mai devreme despre faptul că sunt mai multe materiale despre scheme de corupție pe care noi încercăm să le desecretizăm. Unul dintre ele pe care am reușit să le desecretizăm, vreau să aduc doar câteva cifre pentru cetățeni ca să știe despre ce vorbim. Schema Duty Free, în conformitate cu materialele recepționate de la instituțiile care se ocupă, cu aceste cercetări se spune că între 2015 și 2019 a fost valoarea mărfurilor importate de către entitățile duty free a constituit 2,8 miliarde de lei. Aceleași instituții estimează că 75% din volumul mărfurilor vândute în magazinele duty free sunt introduse în mod ilicit pe teritoriul Republicii Moldova. Acolo sunt mai multe detalii, eu o să fac public acest document ca să poată să-l vadă și reprezentanții presei, dar și toți ceilalți cetățeni care sunt curioși să știe unde și cum s-au dus banii cetățenilor Republicii Moldova, cum s-a făcut evaziune fiscală și multe alte ilegalități și abuzuri. În acest context, reiterez mesajul meu pe care sper că până acum l-au auzit toți angajații din instituțiile publice, din întreprinderile de stat, toată lumea care are responsabilitate de banul public, de proprietatea publică, aveți mare grijă de acum încolo cum vă raportați la aceste bunuri, la aceste responsabilități, pentru că noi o să reușim să înțelegem, să ajungem la toți cei care au abuzat, care încearcă să mai abuzeze de banul public și de proprietatea publică și toți acești oameni vor fi sancționați, vor răspunde pentru aceste abuzuri. Transparență totală, toată informația va fi prezentată public și va fi prezentată mai departe organelor de drept ca să ia atitudine. Vă mulțumesc și acum propun să, dacă nu mai sunt și alți colegi care vor să ne vorbească despre asemenea istorii de groază, atunci vă invit să mergem la primul subiect, problema cadrelor. Ministerul de Interne, vă rog. Ministerul Afacerilor Interne.
Stimată doamnă prim-ministru, în temeiul articolului 5 prim alineatul 3 litera A din legea numărul 283 din 2011 cu privire la Poliția de Frontieră se propune eliberarea domnului Fredolin Lecar din funcția de șef al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră în baza cererii de demisie. Mulțumesc. Întrebări la raportor. Cine este pentru? Vă rog să votați. Vă mulțumesc. Următorul subiect, doamna ministru Stamatea. Stimată doamnă prim-ministru, stimați miniștri, în temeiul articolului 7 litera I din legea cu privire la guvern și al articolului 65 din legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public se propune încetarea raportului de serviciu ale domnului Anatoliu Munteanu în funcție de secretar general de stat al Ministerului Justiției, începând cu data de 10 iulie 2019, în baza cererii de demisie. Cine este pentru? Împotrivă? Mulțumesc. Următorul subiect, ministrul Economiei și Infrastructurii. Doamnă prim-ministru, în temeiul articolului 7, litera I, din legea cu privire la guvern și al articolului 65 din legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, se propune încetarea raportelor de serviciu ale domnului Serghei Bucătaru în funcție de secretar de stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii în domeniul transporturilor, în baza cererii de demisie. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Următorul subiect, ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene. Stimată doamnă prim-ministru, stimați colegi, în legătură cu depășirea termenului de 4 ani de aflare în misiune, precum și în conformitate cu prevederile articolului 86 aliniatul 2 din Constituția Republicii Moldova și articolul 10 aliniatul 6 din legea 761-15 din 27 decembrie 2001, cu privire la serviciul diplomatic se propune rechemarea doamnei Ala Beliavski din funcția de ambasador extraordinar și potențial al Republicii Moldova în Canada, rechemarea domnului Anatol Stratula din funcția de consul general al Republicii Moldova în oraș Frankfurt pe Main, Republica Federală Germană, rechemarea domnului Eugen Caras din funcția de ambasador, șef al misiunii Republicii Moldova pe lângă Uniunea Europeană, înaintând președintelui Republicii Moldova proiectul decretului respectiv, rechemarea domnului Igor Bolboceanu din funcția de ambasador extraordinar și plenipotențial al Republicii Moldova în Republica Turcia și prin cumul în Republica Libaneză și în regatul Hașemit al Iordaniei, înaintând președintelui Republicii Moldova proiectul decretului respectiv, rechemarea domnului Iurie Bodrug din funcția de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Polonă, înaintând președintelui Republicii Moldova proiectul decretului respectiv, și rechemarea domnului Sergiu Goncerenco din funcția de consul general al Republicii Moldova în orașul Milano, Republica Italiană. Întrebări? Cine este pentru? Vă mulțumesc. Următorul subiect, punctul 3 din agenda, îl prezintă doamna Nimerenco. Vorbim. Stimată doamnă prim-ministru, stimați colegi miniștri. Deci, proiectul hotărârii Guvernului propus spre examinare prevede modificarea hotărârii Guvernului numărul 378 din 2018 pentru aprobarea regulamentului cu privire la stabilirea și plata indemnizației zilnice pentru copii prin indexarea indemnizațiilor zilnice pentru copii care dețin statut de copil rămas temporar fără ocrotire părintească sau de copil rămas fără ocrotire părintească plasat în serviciu de tip familial sau de tip comunitar. Coeficientul de indexare constituie creșterea anuală a indicelui prețurilor de consum pentru anul precedent 2018, care constituie 3%. Implementarea prevederilor proiectului se va efectua în limita mijloacelor financiare aprobate în bugetul de stat pentru anul 2019, în transferurile cu destinație specială de la bugetul de stat către bugetele locale. De asemenea, a fost înlăturată neclaritatea care exista cu privire la achitarea indemnizațiilor în ziua de naștere a copilului și în zilele de sărbătoare, astfel încât în aceste zile copiii să beneficieze de o indemnizație zilnică în zilele obișnuite și de indemnizație pentru ziua de naștere și zilele de sărbătoare. Majorarea acestor indemnizații zilnice vor contribui la sporirea bunăstării materiale a copiilor plasați în servicii de protecție de tip familial și comunitar, dezvoltarea abilităților individuale a copiilor privind gestionarea rațională și eficiențelor a banilor lor personali, precum și motivarea frecventării instituțiilor de învățământ. Pornind de la cele menționate, rog susținerea membrilor Guvernului pentru aprobarea proiectului dat. Întrebări la raportor, vă rog. Cine este pentru a susține această decizie? Vă rog să votați.
Vă mulțumesc. Următorul subiect, tot doamna ministru Neverenco. Deci, stimată doamnă prim-ministru, stimați colegi, proiectul hotărârii Guvernului propus spre examinare prevede modificarea hotărârii Guvernului numărul 1478 din 2002 cu privire la indemnizațiile adresate familiilor cu copii, prin majorarea cu 1608 lei a cuantumului indemnizației unice la nașterea copilului, care ajunge de la 6303 lei la 7911 lei și constituie cuantumul valorii monetare a coșului minim de bunuri necesare la nașterea copilului. Implementarea acțiunii se va realiza începând cu 1 iulie 2019 din contul și în limita mijloacelor aprobate în bugetul de stat prin intermediul Casei Naționale de Asigurări Sociale prin transferul de la bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat pentru anul 2019, prin majorare cu suma necesară implementării proiectului. Sursa de acoperire va fi redirecționată mijloacelor prevăzute în bugetul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale pentru programul O Nouă Viață, aprobat prin hotărârea Guvernului numărul 1039-2018. Este vorba de acel pachet care era oferit la naștere. De asemenea, în contextul dificultăților survenite în procesul de achiziționare a bunurilor din setul de bunuri pentru îngrijirea nou-născuților, oferit în cadrul programului O Nouă Viață, se propune abrogarea hotărârii Guvernului numărul 1039 din 2018 pentru aprobarea regulamentului privind asigurarea familiilor cu bunuri la naștere copilului. Pornind de la cele menționate, rog susținerea membrilor Guvernului pentru aprobare. Întrebări la acest subiect? Da, vă rog. Da, ați vrut să votați deja. Înțeleg că nu sunt întrebări. Subiectul a fost explicat pe larg. Sper că toată lumea a reușit să înțeleagă în ce constă această schimbare. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Următorul subiect, dumneavoastră. Stimat domn prim-ministru, stimați colegi, proiectul hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea unor unități de transport a fost elaborat de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale în baza prevederilor articolului 6 alineatul 1 litera A prim și articolul 14 alineatul 1 litera C din legea 121-16 din 4 mai 2007 privind administrarea și deetapizarea proprietății publice, cu modificările și completările ulterioare, articolul 8 alineatul 1 din legea 523-14 din 16 iulie 99, cu privire la proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale. Proiectul de act normativ stabilește transmiterea cu titlu gratuit a unor unități de transport din administrația Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, gestionar fiind Instituția Medico-Sanitară Publică, Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, în administrarea consiliilor raionale ale raioanelor Briceni, Cantemir, Cimișlia și Florești. Transmiterea unităților de transport se efectuează la solicitarea instituțiilor medico-sanitare publice, spitalele raionale Briceni, Cantemir, Cimișlia și Florești, cu acceptul consiliilor raionale Briceni, Cantemir, Cimișlia și Florești și va fi utilizat pentru necesitățile interne ale spitalelor menționate. Implementarea acestui proiect nu va necesita cheltuieli financiare suplimentare. Deci este vorba de unitățile de transport care deja nu mai pot fi folosite pe poziția de ambulanțe la această instituție medico-sanitară publică, dar pentru utilizarea a necesităților unui spital raional, cerințele sunt suficiente. Deci în acest context vă rog să aprobați proiectul dat. Întrebări? Pentru? Cine este pentru? Mulțumesc. Iarăși dumneavoastră următorul subiect. Sunt de serviciu. Deci, vă prezint, stimată doamnă prim-ministru și stimați colegi, pentru aprobare proiectul hotărârii de guvern pentru modificarea regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată alocațiilor de stat pentru merite deosebite față de stat, aprobat prin hotărârea Guvernului numărul 1413 din 2013. Proiectul a fost elaborat în scopul executării prevederilor articolului 22.5 din legea 21 din 2013 cu privire la oamenii de creație și la uniunile de creație în contextul acordării dreptului la alocație nominală de stat în mărime de 500 de lei lunar beneficiarilor de indemnizații de merit decorați cu Ordinul Republicii, cetățenii Republicii Moldova, domiciliați pe teritoriul Republicii Moldova, dar care sunt beneficiari de pensii sau alocații sociale de stat în alte state.
Implementarea modificărilor propuse se va realiza în limita transferurilor de la bugetul de stat la bugetul asigurărilor sociale de stat, circa 110.000 lei anual. Reieșind din cele menționate, rog respectuos susținerea proiectului dat. Este vorba de cetățenii care au merite, locuiesc aici, sunt cetățenii noștri, dar pensiile le obțin pe teritoriul altor state. Considerăm necesar ca pentru aceste merite să existe echitatea în raport cu alți cetățeni care au exact aceleași merite și au pensie aici. Avizele sunt pozitive toate. Ministerul Finanțelor? Ok. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Următorul subiect, domnul Brânzan, Ministrul Economiei și Infrastructurii, vă rog. Stimată doamnă prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, se prezintă în atenția dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului privind aprobarea listei autorităților competente în domeniul cooperării privind încălcările transfrontaliere în domeniul protecției consumatorilor și cadrul de reglementare utilizat de către acestea. Proiectul a fost elaborat în scopul executării prevederilor articolul 33 prim alineatul 2 al legii numărul 105 din 2003 privind protecția consumatorilor. Conform angajamentelor Republicii Moldova asumate la semnarea acordului de asociere Uniunea Europeană Republica Moldova în vederea armonizării legislației naționale care reglementează domeniul protecției consumatorilor cu acquis-ul comunitar, a fost transpus parțial regulamentul CE numărul 2006 fracție 2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind cooperarea dintre autoritățile naționale responsabile să asigure aplicarea legislației în materie de protecție a consumatorului. Proiectul prezintă lista autorităților în domeniul cooperării privind încălcările transfrontaliere în domeniul protecției consumatorilor și cadrul normativ național corespunzător directivelor și regulamentelor menționate în anexa regulamentului CE numărul 2006/2004. Autoritățile competente responsabile de monitorizarea implementării cadrului normativ național armonizat pe domeniul protecției consumatorilor sunt: Agenție pentru protecția consumatorilor și supravegherea pieței, Autoritatea Aeronautică Civilă, Consiliul Coordonator al Audiovizualului, Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologii Informaționale, Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal și Agenția Națională pentru Sănătate Publică. Proiectul hotărârii Guvernului a fost avizat de către instituțiile de resort și definitivat în baza obiecțiilor și recomandărilor parvenite. Realizarea prevederilor stipulate în proiectul hotărârii Guvernului nu necesită cheltuieli financiare suplimentare. În acest context, rog aprobarea proiectului în cauză. Întrebări la raportor? Cine este pe... Aveți o întrebare, vedeți? Clarificare. La punctul 4 și 5 avem o singură lege, avem două instituții de reglementare. Ar fi bine să se identifice prevederea din lege corespunzătoare fiecărei agenții, ca să nu avem două instituții responsabile și până la urmă să rămână. Da. Deci, pur și simplu să fie specificat, da, articolul din lege pentru fiecare, instituție. Da, eu am înțeles. Deci, e probabil aceeași, dar vom modifica și vom face modificările necesare. Se acceptă. E redacție tehnică. Redacție tehnică. Alte sugestii sau întrebări? Cine este pentru susținerea deciziei? Vă mulțumesc. În continuare, domnule ministru. Stimată doamnă prim-ministru. Eu vă spun asta, dar eu zic că putem să omitem repetarea acestor adresări super formalizate. Deci propun atenție dumneavoastră proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Canadei privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la 12 iunie 2018. Acordul între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Canadei privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor stabilește principiile juridice de bază menite să creeze condiții favorabile pentru desfășurarea activității investiționale a agenților economice în ambele țări, reglementarea relațiilor comercial-economice, ceea ce ulterior va avea un impact asupra fluxului investițiilor străine directe în țară, dar și asupra comerțului bilateral.
Proiectul acordului a fost consultat public și avizat cu autoritățile publice centrale responsabile, nu contravine politicii externe și interne promovate de Republica Moldova și nu impune modificarea legislației naționale în vigoare, adoptarea de noi acte normative sau modificarea acelor existente. Ulterior, acordul respectiv a fost negociat de către ambele părți prin intermediul canalelor diplomatice, fiind semnat la data de 12 iunie 2018 la Ottawa. Acordul este structurat în 5 secțiuni și 41 de articole, care stipulează reglementarea condițiilor de promovare și protejare reciprocă a investițiilor, modalitățile de reglementare a disputelor, termenii de intrare în vigoare, modificare și denunțare a instrumentului juridic internațional în cauză. Aplicarea acestuia nu necesită cheltuieli financiare suplimentare. Tratatul respectiv va contribui la asigurarea protejării și promovării investițiilor de către ambele state, impulsionarea relațiilor comerciale moldo-canadiene în domenii de interes reciproc, inclusiv în domeniul sociocultural. În contextul celor expuse, rog susținerea și aprobarea proiectului în cauză. Întrebări? Cine este pentru? Vă mulțumesc. În continuare. Stimați colegi, prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului pentru aderarea Guvernului Republicii Moldova la acordul privind difuzarea documentelor de standardizare interstatală întocmit la 1 iunie 2018. Scopul principal al acordului constituie crearea principiilor unice de difuzare a documentelor de standardizare interstatală în statele participante ale Comunității Statelor Independente și stabilirea unor principii uniforme și identice de difuzare a documentelor de standardizare interstatală. Obiectul acordului reprezintă documentele de standardizare interstatală. Activitatea de standardizare se realizează de către Institutul de Standardizare din Moldova în conformitate cu prevederile legii numărul 20 din 2016 cu privire la standardizarea națională. Clauzele din acordul nominalizat oferă părților, în particular Institutului de Standardizare din Moldova, următoarele drepturi cu titlu exclusiv. Dreptul de a reprezenta interesele țării în domeniul standardizării în cadrul organizației de standardizare interstatală sau regională, dreptul exclusiv de diseminare a documentelor privind standardizarea interstatală, protecția împotriva distribuirii ilegale a documentelor de standardizare și dreptul de a participa la elaborarea standardelor în cadrul organizației euroasiatice de standardizare. Acordul în cauză este unul interguvernamental. Părțile semnatare, Republica Azerbaidjan, Federația Rusă, Republica Armenia, Republica Tajikistan, Republica Belarus, Turkmenistan, Republica Kazahstan, Republica Uzbekistan, Republica Kârgâză și Ucraina. Acesta este structurat în 11 articole și a fost încheiat în limba rusă. Aplicarea acordului în cauză nu necesită cheltuieli financiare suplimentare. În contextul celor expuse, rog susținerea și aprobarea proiectului menționat. Întrebări, vă rog. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Următorul subiect, doamna ministru Mincu. Stimați colegi, se prezintă proiectul hotărârii de guvern privind aprobarea regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea Comitetului Național de Etică pentru protecția animalelor folosite în scopuri experimentale sau în alte scopuri științifice. Acest proiect este pregătit în temeiul prevederilor articolului 40 alineatul 3 din legea 211/2017 privind protecția animalelor folosite în scopuri experimentale și în alte scopuri științifice. Pentru implementarea acestui proiect, prin implementarea acestui proiect va fi adus în concordanță cadrul normativ cu legislația internațională și cu angajamentele Republicii Moldova în cadrul acordului de asociere privind protecția animalelor folosite în scopuri experimentale și alte scopuri științifice, dar și modul de organizare și funcționare a Comitetului Național de Etică. Acesta fiind format din reprezentanții ai mediului academic, din domeniul biomedical, sanitar-veterinar, ai asociațiilor profesionale și organizațiilor de protecție animalelor.
Totodată vor fi înlăturate și deficiențele existente în domeniul protecției, asigurării securității și bunăstării animalelor supuse studiilor experimentale, atât în scop științific cât și cel didactic. În contextul cele expuse, rog susținerea proiectului dat. Mulțumesc. Întrebări? Nu sunt. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Următorul subiect, doamna ministru Stamate. Microfonul vă rog să-l conectați ca să vă audă și oamenii care ne privesc online. Mulțumesc, doamnă prim-ministru. Supun atenție dumneavoastră hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la acordarea împuternicirii de negociere și semnarea unui contract și alocarea mijloacelor financiare. Principalele prevederi ale proiectului se rezumă la acordarea împuternicirilor de negociere și semnarea unui contract și alocarea mijloacelor financiare în scopul desemnării unui expert care să reprezinte interesele Republicii Moldova în procedura de arbitraj inițiată de Energo Alliance Ucraina împotriva Republicii Moldova. Este vorba de o procedură care durează din 2013, o procedură foarte complicată în care Republica Moldova a trecut peste câteva etape. Deci la 11 decembrie 2018, Ministrul Justiției în numele Guvernului a negociat și semnat angajamentul de reprezentare și consultanță juridică cu biroul de avocați Buck Law Firm din New York. Drept temei a constituit hotărârea Guvernului numărul 1218 din 2018 cu privire la încheierea contractului de reprezentare legală a Republicii Moldova în cadrul unor proceduri judiciare în fața instanțelor altui stat. În martie 2019, acest birou de avocați, Buck Law Firm, a înaintat un demers Ministerului Justiției prin care a invocat necesitatea de a prezenta o declarație despre multiplele erori procedurale care au făcut ca hotărârea arbitrală să fie nulă, făcută de un expert care au reprezentat interesele Republicii Moldova în procedura de arbitraj inițiată de Energo Alliance împotriva Republicii Moldova. Urmarea acestui demers, Ministrul Justiției a decis oportunitatea numirii unui expert, pornind de la faptul că acest litigiu este de importanță majoră pentru Guvernul Republicii Moldova și candidatul propus a fost avocatul Mihai Buruiană, din cadrul biroului de avocați Buruiană și Partenerii, care a reprezentat anterior interesele statului în fața Tribunalului Arbitral Ad Hoc din 25 octombrie 2013, exact în aceeași cauză, la Paris. Deci este aceeași persoană care cunoaște deja detaliile cauzei. A fost solicitată opinia Cancelarei de Stat, Ministerului Finanțului și Ministerul Economiei privind candidatura și am primit răspuns afirmativ în afară de Ministerul Finanțului, care nu s-a expus pe acest subiect. Reieșind din cele menționate și având în vedere dispozițiile articolului 19 litera G din Legea Finanțelor Publice și responsabilității bugetar-fiscale numărul 181-2014, Guvernul asigură gestionarea eficientă și transparentă a Fondului de Rezervă și a Fondului de Intervenție a Guvernului. Dat fiind faptul că în bugetul de stat pentru anul 2019 nu au fost prevăzute mijloace financiare în scopul achitării serviciilor de reprezentare, solicităm alocarea mijloacelor financiare din Fondul de Rezervă a Guvernului, conform punctul 5 litera C din regulamentul privind gestionarea fondurilor de urgență a Guvernului, aprobat prin hotărârea Guvernului 862 din 2015. Cazul este foarte complex. Dacă sunt întrebări, vă pot oferi detalii despre ce este vorba. Sunt întrebări? Mulțumesc. Cine este pentru? Următorul subiect a fost eliminat de pe agenda. Deci trecem la subiectul 13. Domnul ministru Voicu. Stimată doamnă prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, prezentul proiect de hotărâre propus spre aprobare este elaborat în temeiul articolului 9 alineatul 1 a legii privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război numărul 161 din 2017 și în baza deciziei Consiliului Municipal Bălți. Scopul proiectului constă în asigurarea cadrului legal pentru înființarea în municipiul Bălți, strada Ștefan cel Mare și Sfânt 100, numărul 106, a operei comemorative de război dedicată memoriei colaboratorilor organelor afacerilor interne, militarilor și rezerviștilor căzuți în conflictul armat de pe Nistru. Implementarea proiectului nu presupune alocarea mijloacelor financiare din bugetul de stat. Rog să fie aprobat. Întrebări? Dacă nu, atunci punem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Următorul subiect, cu numărul 14, doamna ministru Gavrilița. Doamna prim-ministru, stimați membri ai Guvernului,
Prezint atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului privind modificarea hotărârii Guvernului numărul 246/2010 cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale aferente realizării proiectelor de asistență tehnică și investițională în derulare care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte. De fapt, acest act normativ actualizează lista proiectelor de asistență externă în derulare care sunt eligibile pentru aplicarea facilităților fiscale și vamale. Și în acest sens se propune în contextul demorării unor noi proiecte de asistență externe să actualizăm anexa 1 și 2 din această hotărâre a Guvernului cu lista proiectelor. Întrebări? Cine este pentru? Vă mulțumesc. Tot dumneavoastră, următorul subiect. Prezint atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului privind aprobarea avizului Guvernului la proiectul de lege pentru modificarea codului fiscal. Și aceasta, de fapt, este inițiativa legislativă care are drept scop abrogarea prevederilor legale care permit vânzarea produselor petroliere fără plata TVA și accizelor în punctele de control vamal la ieșirea din țară. Aceasta inclusiv a fost unul din motivele suspendării programului cu Fondul Monetar Internațional și nu asigură echitatea fiscală pentru contribuabilii care comercializează produse petroliere pe teritoriul Republicii Moldova. Iată, 2,38 miliarde de lei care, de da. Care nu s-au plătit impozite, de care nu au beneficiat bugetul de stat și cetățenii. Și de aceea rugăm aprobarea proiectului hotărârii Guvernului. Eu sper că aici nu sunt pretenții, nu că la celelalte ar fi fost pretenții. Dacă nu sunt întrebări, cine? Poftim? Cu ambele mâini votăm pentru acest document. Vă mulțumesc. Continuați, vă rog. Următoarea este hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative și este vorba despre comercializarea produselor de tutun. Cred că toată lumea a auzit deja despre această inițiativă. Noi susținem acest proiect de lege care a fost înaintat cu luarea în considerație a unor propuneri din partea Guvernului și în special propunem revizuirea prevederii legii numărul 278 din 2007 privind controlul tutunului în partea ce ține de reglementarea procesului de publicitate, promovare și sponsorizare a produselor din tutun, produselor conexe, dispozitivelor și accesoriilor de utilizare, reîncărcare sau încălzire a acestora, astfel asigurând prevenirea accesului minorilor la produsele din tutun și diminuarea dezinformării populației cu privire la caracterul mai puțin dăunător a produselor de tutun de ultimă generație, așa numitele hit not burn. De asemenea, propunem aplicarea măsurilor contravenționale suplimentare aferente încălcării legislației privind controlul asupra plasării în piață, pe piață și consumului produselor din tutun în locuri interzise și anume unități cu suprafața comercială mai mică de 20 de metri pătrați și situate la o distanță mai mică de 200 de metri de la instituțiile de învățământ și medico-sanitare și revizuirea tratamentului fiscal aferent accizului aplicat produselor din tutun prin trei modalități. 1. Majorarea cotei accizului pentru tutunul tăiat fin destinării rulării în țigarete. 2. Modificarea mecanismului de aplicare a accizului pentru produsele din tutun care nu arde. Și 3. Unificarea accizului pentru țigaretele cu filtru și fără filtru începând cu 1 ianuarie 2020. Prin urmare, propunerile ce vizează unificarea cotelor accizelor la țigările cu filtru și fără filtru, înaintate pentru anul 2019, se retrag, urmând a fi unificate începând cu 1 ianuarie 2020. Deci asta este în contextul ultimelor negocieri cu Fondul Monetar Internațional. Deci noi propunem ca unificarea cotelor la acciz pentru țigările cu filtru și fără filtru să aibă predictibilitate și să fie aplicate din 1 ianuarie 2020. Și plus la aceasta, tot în contextul negocierilor, măsurile contravenționale să fie aplicate cu efecte imediat. Mulțumesc. Întrebări? Vă rog.
Da, mulțumesc. Deci, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, deci, în primul rând, salută acest proiect și a venit cu oarecare modificări. Deci, aș vrea să atenționez că în varianta aceasta s-a produs o omitere, probabil din greșeală, deoarece noi am propus în una din propuneri sintagma pentru fumat să fie substituită peste tot în proiectul de lege în și produselor conexe, care includ în sine asemenea produsele umide. Deci, în articolul 21, care ține de publicitate și promovare, a rămas doar pentru fumat. Asta da, pur și simplu trag atenția că este o greșeală text. Pentru a fi corectată. Text. Mulțumesc. Se poate include. Alte întrebări? Vă mulțumesc. Cine este pentru? Mersi. Următorul subiect, suplimentar, domnul Brânzan. Vă rog să conectați microfonul. Mulțumesc. 17, da? Așa, da. Stimat domn prim-ministru, stimați colegi, prezint atenția dumneavoastră proiectul hotărârii de guvern cu privire la aprobarea avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative înaintat cu titlul de inițiativă legislativă numărul 112 din 9 iulie 2019. Conform avizului, Guvernul susține repoziționarea Agenției Proprietății Publice din subordinea Guvernului în subordinea Ministerului Economiei și Infrastructurii. Astfel, urmarea aprobării amendamentelor propuse, Ministerul Economiei și Infrastructurii va coordona și va monitoriza activitatea agenției în scopul îmbunătățirii performanțelor prin asigurarea creării unor mecanisme de supraveghere a activității entităților economice cu capital de stat, implementarea mecanismelor pentru diminuarea riscurilor de corupție și dezvoltarea mecanismelor de control la nivel de entitate. Concomitent, urmând același deziderat expus prin intermediul proiectului, privind atribuirea către organul abilitat cu elaborarea politicii în domeniu, a dreptului de a coordona și monitoriza activitatea unor entități ce implementează respectivele politici, propunem amendarea inclusiv a legii drumurilor numărul 509 din 1995. Astfel, se propune completarea proiectului de lege cu un articol nou cu următorul cuprins. În articolul 5, alineatul 1 din legea drumurilor numărul 509 din 1995, textul întreprinderii specializate se substituie cu textul autorității administrative responsabile de implementarea politicii statului în domeniul drumurilor. Punct. În acest context, remarcăm că, actualmente, entitatea responsabilă de administrarea drumurilor publice naționale este desemnată întreprinderea de stat, administrația de stat a drumurilor, care se află în administrarea Agenției Proprietății Publice. Amendamentele propuse vor constitui temei legal pentru instituirea unei autorități administrative în subordinea Ministerului Economiei și Infrastructurii, care va fi responsabilă de implementarea politicii în domeniul drumurilor și care va asigura în modul stabilit și în limitele competențelor atribuite de cadrul normativ administrarea drumurilor publice naționale. În contextul celor expuse, Ministerul Economiei și Infrastructurii solicită respectuos aprobarea proiectului de hotărâre prenotat. Vă mulțumesc! Și vă mulțumesc, cunoașteți subiectul, managementul defectuos la Agenția Proprietate Publică a dus la privatizări netransparente, privatizări care au prejudiciat proprietatea statului, managementul prost al acestei agenții a condus la administrare păguboasă a întreprinderilor statului, mai mult decât atât aflăm că bani mari din întreprinderile statului au fost scoși și reorientați pentru tot felul de scopuri politice, pentru activități altele decât cele care țin de stat. E nevoie de ordine în această agenție și asta va fi una dintre sarcinile importante ale Ministerului Economiei, să se facă ordine în această agenție. E mult de lucru acolo, dar noi avem așteptări mari și suntem încrezuți că veți realiza așteptările noastre și e vorba și de agenția care se ocupă de drumuri. Aici am discutat și de subiectul drumuri bune și altele.
în toate aceste agenții lucrurile trebuie să se schimbe substanțial, managementul trebuie să fie corect, transparent și eficient. Vă mulțumesc. Cine este mulțumesc pentru susținerea avizului la proiectul de lege? Vă mulțumesc. Și se pare că eu am omis un subiect de la prima problemă, problema cadre. O să rog pe domnul Cazan. Mulțumesc, stimată doamnă prim-ministru, stimați membri ai Guvernului. Urmare demersului Consiliului Agenției Servicii Publice, în cuvârtate cu prevederile punctului 26 din statutul instituției publice, Agenția Servicii Publice, aprobat prin hotărârea Guvernului 314 din 2017, se propune eliberarea domnului Serghei Răilean din funcția de director al acestei agenții, începând cu 25 iulie 2019. Vă mulțumesc. O altă instituție importantă pentru stat, unde trebuie să ajungă în management oameni corecți, responsabili, buni profesioniști și care să asigure calitatea serviciilor publice, să asigure corectitudinea cheltuirii banilor publici și să nu admită abuzuri de tipul celor care s-au întâmplat în ultimii ani. Despre această instituție o să se audă încă multe lucruri în următoarele luni, despre abuzurile care s-au comis acolo. Cine este pentru susținerea acestei decizii? Vă mulțumesc. Alte întrebări sau lucruri pe care vreți să le discutăm în această componență? Dacă nu, vă mulțumesc mult și spor la treabă!